CSM Dunărea Giurgiu a programat o conferință de presă la sala de sport John C. Hardy din oraș cu participarea președintelui, vicepreședintelui clubului și a antrenorului de handbal fete Virgil Georgescu. La scurt timp după ce și-a început anunțul, Virgil Georgescu s-a retras brusc din conferință, se pare din motive medicale. CSS 6 București, care avem și un... Mă scuzați. Virgil Georgescu a revenit după scurt timp la masă pentru a anunța derularea la Giurgiu în perioada 2-5 aprilie a unui turneu semifinal de handbal junioare 1, la care și-a anunțat și participarea în premieră președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. În contextul a 7 ani de activitate handbalistică feminină în Giurgiu, iată că a venit momentul să... Îl avem ca o certitudine și pe actualul președinte Dedu Alexandru la Giurgiu. Asta este ca o recunoaștere pentru ce am făcut și ce facem noi aici. Țin să vă atrag atenția că este prima deplasare a dânsului făcută la rugămintea unui club din țară. Până acum, de când dânsul a ajuns președintele Federației, a fost decât la Ploiești, la Cupa României masculin și acum la cele două meciuri ale naționalei României cu Germania la Baia Mare. Turneul de handbal destinat junioarelor 1, care se va desfășura la Giurgiu, va reuni 6 echipe puternice din țară, iar 7 dintre handbalistele giurgiuvence ale echipei Dunărea Giurgiu vor putea fi văzute evoluând pentru CSS 6 București în baza unui protocol cu echipa giurgiuveană. Primele partide din cadrul turneului se vor disputa miercuri cu începere de la ora 14 în sala de sport John C. Hardy din oraș. Mai multe amănunte despre acest eveniment sportiv puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.